Vreau să spun că ești omul pe care l-am căutat toată viața și pentru mine ești perfect și nu-mi doresc altceva lângă mine și că te iubesc foarte, foarte. Pur și simplu e perfectă pentru mine. Nu trebuie nimic mai mult sau mai puțin. E tot ce mi-am dorit. Păi cum ne-am cunoscut? La muncă? La locul de muncă ne-am cunoscut. La locul de muncă. Inițial nu prea ne-am plăcut așa. Nu, n-aveam ce treabă. Am adus la câteva fete înțișoare. Atât de care și eu. Da. Și am început să vorbim. Este înțelegătoare, frumoasă, are răbdare cu mine. Un om liniștit față de mine. E un om care mă liniștește și care mă cunoaște. E cumva echilibrul meu. Prin taina cununiei, slujbei din seara aceasta, Dumnezeu a pecetluit, a legat și a sfințit cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a dat între voi și fiecăruia în parte, darul iubirii. Această iubire și această dragoste pe care voi, nu numai faptul că ați declarat-o și ați manifestat-o, dar ați simțit-o. Acolo este lucrarea lui Dumnezeu. Ați simțit că această iubire și dragoste pe care voi vă purtați și o simțiți de altfel, astăzi s-a sfințit și astăzi s-a legat de către Dumnezeu pentru totdeauna. Pentru mine este o mare bucurie, pentru că, așa cum spuneam, ne cunoaștem de mulți ani, am avut o prietenie foarte strânsă și e... Pentru mine este chiar o onoare să fiu mama spirituală a lor. Să fie sănătoși, să se iubească foarte mult, să se înțeleagă, să râdă, să se bucure de tot ce le oferă viața asta de familie, când vor veni și copiii, că or să aibă gemeni, 100%. Să se înțeleagă unul pe altul, să comunice unul cu altul și tot ce au, ce întâmpină greutăți, să le rezolve împreună. Ei trebuie să fie într-o rezonanță tot timpul. Tot timpul trebuie să fie într-o armonie, să se completeze unul pe celălalt. Au o potrivire a sufletelor și așa, ei sunt speciali, și sunt foarte mândră de ei. Multă fericire și, eu știu, să ne aducă niște nepoți. Eu nu mai simt ziua să fie obositoare, adică mă simt ca și cum am trezit acum o oră și m-am îmbrăcat și am plecat. Trebuie foarte mult și nu pot să-mi imaginez o viață fără tine. Păi nu mai există, gata.